Iată-ne, estimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimpi. Invitatul nostru de astăzi este primarul Comunei Totești, domnul Tiberiu Pasconi. În prima parte a emisiunii am vorbit despre infrastructură, despre apă, canal și așa mai departe. Aș vrea să mergem mai departe cu discuția și să-mi spuneți acum dacă intenționați să mai candidați. Dar cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să închei un pic despre utilitățile astea publice, să vă explic care, în ce fază sunt proiectele acestea, să fie cunoscute în integralitatea lor. Deci apa și canalul, v-am explicat, drumurile rutiere pentru Programul Național de Dezvoltare Locale, mai am 40% de a putea fi, să se implementeze proiectul, lucrez deja la apa curentă pe satul Cănești, după care se va asfalta pe acest Program Național de Dezvoltare Locale. Am o grădiniță cu program prelungit care este în satul Păcrișa, s-a turnat fundația, s-a început lucrările și datorită deci unor o grădiniță cu program prelungit acolo. Sigur că așa. Da, este în satul Păcrișa, dar a mers un pic mai greu datorită faptului că este construcție nouă și aici pe fazele determinante trebuie să fie prezența ISC-ului la fiecare fază determinată, fierul, serios? Legăturile, da, sigur că da. Uh-huh. Și e un lucru pe care cam toate proiectele ce ați făcut să fie ok și a mers. Plus că ca și proiecte, căminul de la Toteș pe fonduri europene, după cum vedeți, el se durează iarăși cam greu datorită proiectării care a fost și a fost într-un proiectul bine de la început? Ba da, a fost proiectul bine, dar a avut niște lacune în definirea lui pe la momentul respectiv, ținând cont că oportunitatea investiției a fost egrasia, fundația, a fost înlocuită în totalitate ei, că a fost fundație veche din 1953. Da, și era plină de, era da, și era pământ bătut cu piatră și atunci a recurs la schimbare fundației pe un metru lățime sub el, la 1,80, la 2,40, subzidirea, absolut, subzidirea care în liste de cantități acolo s-a cam fost un pic și s-au găsit sumele tot din cadrul contractului respectiv de finanțare de către proiectant ca să poată prin dispoziție șantier să poată da drumul. Astăzi suntem în fază aproape de 80% a putea fi finalizată clădirea, după care curtea exterioară și intrarea către acel imobil. Avem căminul de la Reia care este în licitație publică acum, este în faza de evaluare a ofertelor, unde a stat foarte mult pe achiziția proiectului tehnic, avizare la fir. De ce a stat așa? Păi, sunt foarte multe proiecte regionale, sunt 4 județe, vă dați seama, pe Cerevest, e mult de lucru. Da, și sunt puțini și oameni. Sunt puțini oameni și normal. Și, da, sigur că da. Dar în final s-a rezolvat achiziția, avizarea achizițiilor publice și suntem în faza de licitație. După care, v-am spus de grădiniță, căminul la Reia, căminul la Totești, suntem aproape la 80% de o capelă la Cărnești care a fost construită, avem împrejmuirea acolo, mai avem puțin de lucru și acolo, care va fi dată în curtea bisericii. Așa, după care, pe parte de sport... Să folosește cineva? Mergem mai la capelă? Păi, da, încă nu știm, dar problema a fost solicitată din punct de vedere. Am avut da, câteva întâlniri acoperită, sigur că da, dar nu e recepționată lucrarea. Nu e gata. Nu. Este un, din punct de vedere... Cum e? La roșu? Cum e? Al finanțării? Nu. Este făcut exteriorul. A fost prins pe buget local cu contract subsecvent multianual pe 4 ani de zile, că bugetul este foarte friabil și am încercat lucru care ne determină să mergem și în continuare, dar mai avem pe partea de sport, neavând teren în domeniul public, avem terenul de sport de la Păcrișa, care suprafața pe terenul de fotbal este ok, terenul sintetic, acolo, un sintetic și unul de fotbal. Care nu știu care e al noastră sau da, e al lui cuiva. Nu. E terenul de sport în domeniul public acolo, dar mai avem o parte de teren, de la terenul sintetic acolo către apă, care este intabulat acum. Avem un proiect de tenis de câmp, de handbal în același loc, făcut de un an și ceva. Ce? Da, lângă terenul sintetic. Dar acolo nu i-am putut da drumul tot din cauza bugetului, că n-am avut o altă sursă de finanțare
ca să putem să punem acest teren, decât a fost terenurile mari care se dau acum, și știți, pe CNI, care cum s-au dat, s-au dat în formă pe terenurile echipele naționale, echipele care au fost, nu, respectiv Dinamo se lucră acum și, nu, sunt mulți bani și nu sunt bani, știm și sunt necoștiți, dar noi încercăm lucrurile. Pe care, pe celelalte, respectiv REA, Toteștiul este aproape, nu trebuie teren, se deservește și această localitate Totești, dar Rea și Cârnești nu avem teren în domeniul public. Suntem deci aveți unde? Noi avem, suntem singura comună, cred eu, cunoscând și cealaltă zonă, unde nu avem teren în inventarul domeniului public. Da, acolo în curtea Căminului Cultural, la Cârnești, într-una din părți. Unde la curtea la Cămin? Am parcul de joacă pentru copii, că n-am avut nici acolo teren să pun parcul de joacă pentru copii. A, și l-ați făcut acolo în curte. Și l-am făcut în curte și în partea stângă nu pot să grevez activitatea căminului, că aici ne duce după aceea și la evenimente. Deci problema este că trebuie să fac o achiziție de teren undeva și prin evaluarea unei expertize financiare ca să fie ok și să vedem care este posibilitatea bugetului în momentul în care este. Păi, dar depinde cine el este dispus să vândă. El este, nu, ca și locații, ca să-l facem într-un loc din punct de vedere urbanistic, ca să deservească în totalitate ce trebuie în satul respectiv. Cam acolo unde putem duce, unde avem utilitățile create, unde avem curentul, vă dați seama că... Păi și există un astfel de loc? Păi intrare în satul Rea, intrare în satul Cârnești, deci putem gândi... Acolo la intrarea din Rea, unde era înainte un teren de sport, vai, acum nu e, ăsta este Pajiște, este Pășune, e Pășune, e legea 214, ce v-am spus înainte, din 2011, care nu-ți dă dreptul așa ceva. Abia am acceptat, mi s-a acceptat, am făcut o mică dezmembrare pe 450 de metri pătrați pentru organizarea de șantier pe ce am avut pe apă și canal, știți că era acolo. Și da, erau după state. Care nu a fost, știți că acolo e problema apia și sunt multe deficiențe în momentul când folosești și dai o altă utilitate pentru cei care sunt cu animale. Păi și nu aveți unde atunci. Trebuie să facem o achiziție de teren în acest sens și gândesc în funcție de structura bugetului de bani în viitor apropiat. Dar ăștia ar mai fi, dacă Dumnezeu ne ajută, eu cred că și mai degrăbăm puțin din cheltuielile neeligibile în structura proiectelor europene, sau poate se va da o măsură prin care putem implementa pe fonduri fără să devenim, trebuie obligator. Dom'le, dar gaz trebuie aveți? Să fim. Nu, ajung și acolo. Ajungeți. Deci în momentul în care, atunci o putem să facem achiziția și să te aduci aici. Bun. S-a tot vorbit de gazul metan în mediul rural de mulți ani. Păi trece primăria, conducta de gaz pe acolo. Primăria, vorbim și de conducta de gaz. Mulți oameni știu că brua trece, ne alimentăm, nu. Cum? Noi, brua trece prin comunele brua? Noastre. Brua? Ce da. Brua? Deci, coloana de gaz care traversează, de pleacă din Marea Neagră, Scheia, Hațeg, Caransebeș, dincolo. E o țeavă de export, de transport de gaz, care nu ne permite nimeni să ne racordăm în brua, noi ne racordăm în țeava de gaz, în magistralele în vest 1, în vest 2, care traversează din 1957-62 vest 2-ul, comuna Totești. Acum 4 ani în urmă, împreună cu Bertlou, Râul de Moriu, Densușu, am inițiat pe acel program în Ministerul Economiei și într-un parteneriat între cele trei comune, că acolo se definea cu cât mai mulți număr de consumatori, cu atât aveai finanțarea obținută, lucru care am obținut avizul ANR-ului, dar în momentul, în 2016, s-a abrogat acest lucru. Acum, în 2019, în momentul când s-a înființat Fondul de Dezvoltare și Investiții la nivel național, coroborat coordonața 114, Comuna Totești, m-am dezlipit de celelalte UAT-uri și am recurs la un proiect tehnic și aici vă motivez de ce am făcut proiect tehnic, ținând cont că am avut un SF-ul plătit. În cadrul acestui program, dacă aveai proiect tehnic autorizat, obțineai mai repede contractul de finanțare, semnai contractul de finanțare. Am recurs în termen de 7 luni, cam așa, cu toate avizele necesare în faza DTAC pentru autorizare, și am avut proiect tehnic autorizat, am semnat contractul de finanțare în luna octombrie 2019,
După care am fost în a treia sesiune de semnare a contractului de finanțare. Înainte mi-au mai fost două sesiuni care au semnat multe UAT-uri din România. În momentul ăla s-a desființat FDIU, copiind în baza ordonanței 1 din 2020, în care, desfințându-se FDIU, ordonanța 1 ne conferă dreptul la continuarea achizițiilor în momentul ăla, lucru care m-a determinat să fac o solicitare către Ministerul Dezvoltării la momentul respectiv, că am încărcat în SICAP achiziția execuției lucrării conform ordonanței 34 și nu știam ce să fac în momentul în care se întâmplă evaluările tehnice, evaluările financiare și declar câștigătorul ofertant, câștigător, constructor, semnez un contract, da? Păi da. Și atunci am făcut o notificare către Ministerul Dezvoltării, mi s-a dat un răspuns ambigu, am făcut și către FDI nemai existent pe această structură de proiect, dar mi s-a dat un răspuns, deci proiectul rămâne viabil în momentul în care se reorientează spre o altă sursă de finanțare. Lucru care este și astăzi. Acum, astăzi, Guvernul României a inițiat programul înființarea rețelelor de distribuție gaz metan inteligent în România, negociat cu Comisia Europeană și în baza unui a fost ghidul solicitantului consultativ expus în dezbatere publică până alaltă ieri, în care a apărut ghidul solicitantului final. Noi am recurs la încheierea unui parteneriat între UAT-urile din țara Hațigului să depășim 3.000 de branșamente ca să avem un punctaj peste 80 de puncte ca să putem fi finanțați cu certitudine, să credem că suntem în față și putem să facem acest lucru chiar acum. Deci avem firma de consultanță care luni și vedem săptămâna viitoare, sperăm că până la sfârșitul lunii, începutul lunii septembrie, să depunem din nou pe acest program reabilitarea cu gaz metan. Dar aici vreau să fac o specificație. Gazul metan în Comuna Totești, eu plec de la proiectul tehnic, puțin reabilitat pe inteligent cu aparatură care sunt negociate cu comunitatea, în restul este continuarea achiziției. Pe bun, și când o să fie gaz metan în Totești? O întrebare ca orice cetățean al comunei. Adică, o întrebare. Nu vorbesc. Faci? Vorbesc și în termeni patologici, dar vorbesc ce în termeni tehnici. Bolnav, tehnici. Bine. Deci, lucrurile, domnul moderator, stați-mă puțin să vă spun. Păi, da, aici. Deci, pe da, absolut. Păi, nu, dar vă văd cam stupefiat de ideea mea. Și atunci trebuie să vă întreb. Fac orice cetățean, fac dumneavoastră, domnule. Dumneavoastră trăind în comuna asta de atâta timp, cunoscând situațiile, știind, da, auzind, domnule, că sunteți... Stați puțin, știți, absolut, normal. Deci, în momentul de față, ăsta este stadiul, acesta este stadiul de introducere a gazului. De achiziție, da? Deci, absolut, este suspendată achiziția, licitația în SICAP, urmează după acest partener să-i dăm drumul. Păi dacă se desfința fondul ăla care... Absolut, fondul de dezvoltare atunci și investiții. Bun, și atunci revin la întrebarea mea. Când va fi gaz? Când absolut, va fi gaz? Este ca și când a fost întrebarea dumneavoastră cu ani în urmă, femeia când va fi care apă? Stați-mă puțin. Știu că naște peste 9 luni sau absolut, peste 7. Absolut, dar nu, da? Auziți, programele... Adică maxim cât? Domnul moderator, deci dumneavoastră ținând cont de, faceți abstracție de lucrurile acestea, ținând cont că orice proiect european, orice proiect nu se poate derula azi, ținând cont de toți factorii care implică absorpția, implementarea achizițiilor, execuția lucrărilor, este un timp de durată și de aceea în viața mea și mai mult decât sunt primar, niciodată nu mi-am permis în fața cetățenilor să dau un răspuns concret că astăzi m-am apucat de lucrul ăsta și mâine îl fac sau să promit. Știți bine, nu promit. Lucruri pe care cred că nu se fac cu celeritate. Bun. Plusez 4 ani, 5 ani. Haideți să revenim, că nu mi-a spus întrebarea 4, despre evenimentele culturale din Comuna Totești. Nu mă interesează. Dar nici nu mă interesează. Că ce evenimente? Văd lucruri care se pun și ce nu evenimente. Ați văzut emisiunea Dânșoarei Inei ca și a zis ceva? N-am zis. N-am văzut emisiunea. Nu vreau să... Aveți evenimente? Hai, să vă fac pe plăcere, că urma să vă... Da, ok. Aveți evenimente culturale, artistice în Comuna absolut Totești? Deci am avut în decursul anilor, la cetățenii care locuiesc în Comuna Totești și știu, pot confirma acest lucru, am avut în localitatea Cârnești evenimente culturale, artistice, aproape în fiecare an. Am avut spațiile culturale amenajate, respectiv Reia Toteștiu a intrat aproape de 2 ani
Gămirea Culturală nu s-a avut, anul ăsta excludem anul cu pandemia, dar cel mai mare eveniment în care am avut incluse zilele Comunei Totești de 8 ani de zile, unde am avut premiați activitățile de premiere, au fost făcute cuplurile cu cupluri de 50 de ani, am avut cu expoziția și brevetarea rasei de ovine Breaza de Hațeg, care cred că va fi omologată anul ăsta 100%, era, dar nu știu dacă se poate face. În cadrul acestui eveniment este implicată Asociația Ovinelor Țara Hațegului, Retezatu, și Primăria Comunei Totești. De ce am gândit eu lucrul acesta, ca să pot să facem în acel spațiu? Știți că este o investiție minimă la acel târg public și obor, care este, din punct de vedere juridic, constituit, dar investiția pentru modernizarea lui încă nu i-am dat curs, datorită faptului până când am lucrat la planul de urbanism general și am prins o zonă agroindustrială ca să pot, sunt multe aspecte care definesc reabilitarea acestei locații. Doamne, eu vorbim de eveniment. Bun. Acum, evenimentul în sinea lui a fost un eveniment de amploare și toți oamenii Comunei Totești au beneficiat, cetățenii Comunei Totești au beneficiat de acest târg. Acum, intenția pe care am avut-o dintotdeauna, am încercat și în timp, că de-am avut pe satele aparținătoare comunei, revigorarea nedeilor, care știți, nici într-un sat nu se mai țin, unde se întâlneau neamuri cu neamuri, oameni buni. Foarte rar. Deci, sociabilitatea între oameni în comunele din mediul rural, în comunele în comune, în mediul rural, este foarte bine stăpânită, să știți că, deci, sociabil, devin oameni, numai că dimineața vin și pleacă sau se întâlnesc la anumite locuri sau... Dar în mediul rural, în zile de sărbători, să socializeze. Sociabil și socializează între ei datorită faptului că întâlnirile sunt frecvente. Nu sunt în Comuna Totești sau satele aparținătoare străzi care nu se cunosc oamenii, nu sunt oameni care nu se cunosc ei pe ei. Mai mult de atât, dacă un primar locuiește între oameni, eu pot să zic că 99,99% cunosc fiecare cetățean al comunei, cazuistica socială a fiecarei om și din acest punct de vedere cred că am fost tot timpul receptiv la tot ce s-a întâmplat pe lângă mine. Da. Eu repet, așa cum am spus și în altă emisiune, aveți 4 sate, 2 cu o tipologie, 2 cu o altă tipologie. Da, mă rog, asta este o altă poveste. Absolut. De ce vreți să fiți din nou primă? M-a determinat să fiu din nou, să candidez la această funcție de primar al comunei în continuare, pentru ducerea la bun sfârșit a celor multe proiecte care au fost finalizate, care le mai am în continuare, un total de număr foarte mare, și aici pot să mai număr câteva care le am. Ce urmează dacă veți ieși primarul? Supraveghere video, acum lucrez la ea, Wi-Fi-ul avem, deci pe proiect european, deci în momentul avem dezinfectoarele care sunt prinse iară pe fondul european, am câștigat proiectul. Ce sunt astea? Cum? Dezinfectoare cu reprezentante prin achiziții de atomizoare. Deci acum cu pandemia s-a dat un program pe AFIR și nu numai eu, deși... Ce comunea. Sunt astea? Unde? Nu înțeleg. Se dezinfectează. Știți că am recurs cu pompă, cu tractor, cu din ăștia. Da, pe o mașină, vin atondat. Ceva, da, pe fonduri europene, sigur. Ah, da. Ok, am înțeles. O supraveghere video care este necesară, ținând cont de ceea ce se întâmplă astăzi în lume, care este acum lucrând mă rog, la ea. Am plasat în principalele... Da, sigur, intrările în comună, în sate, da. Intrări, vedem ce se întâmplă, cu stocare de date de 45 de zile pe camere sofisticate. Și în continuare, deci proiecte care le avem depuse, iar avem multe proiecte depuse, un număr de 7, către potențialii finanțatori și cred cu celeritate că se va deschide programe și axe de finanțare de către Guvernul României și de către, acum pe axe 2021. Guvernul României, oricare păi este el. Fie PNL, PSD, nu contează, să știți că nu, eu nu vorbesc de guvern PNL, nu vorbesc de guvern PSD, eu vorbesc de guvernele care au fost, de exemplu, guvernul PSD
A fost PNDL-ul ăsta, care a fost un program extraordinar de bun, un program viabil, un program la început, pentru a putea fi implementat, foarte bine conturat. Și aici n-am făcut, m-ați întrebat de drumurile județene. Deci, Consiliul Județean Hunedoara, multă lume spunea, domnule, Consiliul Județean Hunedoara n-a făcut nimic. Domnule, Consiliul Județean Hunedoara, dumneavoastră știți, cunoaște zona și nu numai zona Hații, tot județul, drumurile județene s-au făcut reabilitate cam în proporție, cred, eu vorbesc de zona Hații acum, care pot să dau procentual, să spun, 70% au fost reabilitate cu covor asfaltic. Drumul județene, care și în alte părți ale județului, de la colegii primari, mai prelungeți emisiunea. Nu se poate. Deci, vă rog, dar nu, puneți, că n-am închis, că asta mai avem mult. E, o să ne tai microfoane. Da, nu. Care a fost? Consiliul Județean Hunedoara și-a dat tot interesul. Și aici dau drumul de la Cârnești la Muntele Retezat. A fost un drum care a fost deplorabil în ultimii 10 ani și în ultimii 2 ani când s-a făcut. A fost un drum foarte greu de practicat, ajungând din punct de vedere turistic la toate obiectivele turistice. Bun, s-au reabilitat drumurile. S-a făcut toate drumurile județene. Cum va fi, cum vedeți dumneavoastră că va fi într-un minut, 40 de secunde, campania electorală care urmează? Cum credeți că va fi? La nivelul... La orice nivel. Eu cred că... Local, din punct la dumneavoastră, la mine, cum va fi? La mine e o campanie decentă, mi-o doresc. Contracandidata mea o știu, că am cunoscut-o și nu. Este o fată decentă și eu cred la fel, că respectul este reciproc de la amândoi. Eu nu. N-am făcut, poate ținit de ei, nu? Nu, n-am făcut niciodată o campanie murdară, nu am recurs la metode jignitoare, n-am recurs la blaturi, că am auzit probleme, nici n-am cunoscut da, da, fata. Chiar e blat, nu, dar n-am discutat, deci nici nu știu pe contracandidat. Păi am cununat-o de 10 ani, dacă o văd așa. Acum pe Andreea, deci acum, dacă am văzut-o pe Facebook, îmi zicea bun, că vrea schimbarea, dar ne rezum. Și la nivel județean cum va fi? La nivel județean este o campanie, exact cum sunt campaniile electorale din punct de vedere politic, este o campanie, vedeți, agresivă. Opoziție, eu spun și tot timpul mi-am spus punctul de vedere, o campanie trebuie să fie decentă, o campanie ca și un concurs de proiecte europene. Cine are puncte ea? Bun. Domnule Tiberiu, mulțumim pentru prezența în emisiunea. Vă mai așteptăm și altă dată. Cu drag și altă dată vin în emisiunea dumneavoastră. Doresc cetățenilor Comunei Totești sănătate și binecuvântările lui Dumnezeu să se le verse peste ei și casele lor. Stimați respectatori, Tiberiu Pasconi, primarul Comunei Totești, a fost invitat în fotoliu cu Ghim. Sunt Adrian Simon. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu noi, o televiziune pe bune, numai bine.